Bineînțeles că miercuri avem parte de invitați speciali, mai ales pe final de emisiune, atunci când ne reîntâlnim cu Mihai Nae și astăzi ne întâlnim și cu un dog argentinian pe numele său, Diego. Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! Da, sunt alături de Diego. Un pui care a mai trecut pe aici, prin platou. Acum un an de zile am prezentat argentinianul și am venit cu o femelă, cu un mascul și cu un pui. Și exista atunci un pui care adormea în platou, da? Și care acum s-a făcut mare. E foarte deștept, foarte ascultător și campion. Vedem acolo pe masă câteva dintre medaliile lui. Este cel mai titrat argentinian din România. Cu 12, da, cu 12 titluri de BOB, 6 BOG și 3 titluri de campion până acum. Junior, intermediar și clasa campioni. Foarte tare, da. Felicitări. Uite, avem și noi o diplomă frumoasă. Da, avem aici. Una dintre, pe una celelalte dintre. Le așteptăm. Și ia, bebe. Ia veni la tata. Foarte interesant faptul că tu ai venit cu el când era puiuț și iată câte titluri a reușit să strângă într-un timp atât de scurt. Așteaptă. Nici nu vreau să-mi imaginez ce urmează pentru el în următorii ani din punct de vedere competițional, dacă de anul trecut până acum a reușit. Da, să plece acum în Bulgaria. Uh-huh. El o să participe la mai multe, da, în mai multe concursuri și dificile de altfel, pentru că sunt probe și pentru... mă rog, specifice argentinienilor cu vânătoare de mistreți și așa mai departe. El este un câine puternic. Spuneam mai devreme că sunt fanul acestei rase și am de ce. Un câine extraordinar. Este un câine care își iubește stăpânul. Un câine extraordinar de atașat, care are capacitatea de la pază, protecție și chiar și lucru, dar este un câine folosit și la vânătoare. A fost folosit la vânătoarea de pume. Da, și multe altele, dar și vânătoarea de mistreți. Există aceste probe de lucru specifice pentru rasă, unde își arată calitățile de vânător. Mi se pare fascinant această rasă. Uite câte lucruri poate să facă cu brio. Iată și pază și vânătoare. Mi se par combinate. Da, este greu. Este o combinație grea. Uh-huh. Întotdeauna le-am spus oamenilor că trebuie să... fim atenți, un câine de lucru, un câine de pază și protecție, un câine de vânătoare, un câine de... toate astea e greu să... sunt foarte complicate. Greu să găsești într-un singur câine toate acestea și eu zic că asta și face această rasă atât de specială. Poți să găsești toate astea la câinele ăsta. Ține foarte mult de cum muncești cu el, ce faci cu el. El are zilnic antrenamentul de alergare, a avut o perioadă lungă în care a făcut socializare, de asta a și reușit să fie atât de dezinvolt în ring și să iasă campion. Ce să zic, din punctul meu de vedere, argentinianul, deși poate să e una dintre cele mai puternice rase, poate să fie și de companie, poate să stea și între câini, el are mai mulți câini acasă, n-a făcut niciodată rău, un câine foarte calculat. Nu se dezice de comportamentul de când era mic și dormea la noi în platou. Da, e un câine care a terminat dresajul. Da? Nu e, uh-huh, nu mai e un pui agitat, dar, așa cum am spus, din punctul meu de vedere, dogul argentinian e un câine pe care le are pe toate, e prea bun. Prea bun, da. Prea complex. Eu l-aș înscrie cu brio și la niște concursuri de frumusețe. Păi la frumusețe este. Foarte fotogenic. La frumusețe este campion. E campion deja. Are 12 titluri de BOB, 6 de BOG, Best of Breed, Best of Group. Așa, că eu nu înțelegeam abrevierile. Și 3 titluri de campion. Deci frumusețe cu lucru la ei există, uh-huh, și partea asta care până la urmă contează, pentru că un argentinian original trebuie să aibă, pe lângă faptul că trebuie să arate într-un fel anume, adică așa, trebuie să aibă și aptitudinile genetice. Eu vreau să știu cum vă pregătiți pentru probele specifice rasei, când e vorba de vânătoare, cum îl antrenez. N-ai vrea să-ți spun, nu cred că ar fi bine. E sensibil subiectul? E sensibil, da. Chiar și eu sunt sensibil la asta, așa că te las mai bine să vorbești cu stăpânul. Am înțeles, deci rămâne să ne imaginăm. Este pregătit. Eu nu mă bag în zona asta, că nu...
e mai bine așa pentru mine, dar în schimb mă mândresc că e foarte cu mine. L-ai urcat pe podium de atâtea ori. Echilibrat, e pe podium, e, numai că e pe podium, e locul 1 chiar. N-a pierdut în absolut niciun concurs în care a intrat, n-a fost niciodată locul 2. Mă uit și la mușcătura lui și știu că de fiecare dată ne explici așa cam cât de bine arată o mușcătură. Are o mușcătură puternică. Vă dați cea mai seama... puternică a fost la Ciobănescul pe care le-a adus ultima oară, din topul mușcăturilor pe care le-am avut aici la matină, nu? Depinde de individ aici, okay. Dar argentinianul are o capacitate. În primul rând, imobilizează porcul, mistreț, da. La un animal sălbatic, practic, și atunci, ca să imobilizezi un câine, să imobilizeze un alt animal, trebuie să aibă forță, un câine foarte puternic. Numai fibră și plus de asta el are și antrenamentele zilnice, nu se dezice de asta la ele. Asta vreau să te întreb, cât de bine se dezvoltă un câine având în vedere antrenament zilnic de alergare? Cât de important e pentru mai ales pentru genul ăsta de rasă, dar pentru orice câine, a-i consuma energia este extraordinar de important. Pentru genul ăsta de câine și pentru ce are el de făcut, este mai mult decât esențial. Dar, vedeți, iarăși este important cel care ține capătul lesei, e important ce face cu el, cum îl gestionează, pentru că poate să devină și problematic. Are atât de multe calități rasa asta, dar, din nefericire, poate să-ți spună și problemele dacă nu ești tu ce trebuie. Spuneai că se înțelege foarte bine și cu alți câini, cu pisicile bănesc că nu se înțelege foarte bine, nu-i așa? Presupun că nu știu dacă au pisici, chiar nu știu dacă, dar știu că au câini. Uh-huh. Mai au un American Bully foarte frumos, mai au un Cane Corso care a fost și el aici la voi, au și Bichon, au o altă femelă de Cane Corso. Oho, deci cu câini de talie mare și cu câini ei pot trăi împreună atât timp cât stăpânul este ceea ce trebuie, mm-hmm, pentru genul ăsta, pentru tipul ăsta de rasă. Sunt două tipuri de molosoid aici pe care le-am enumerat, total diferite. Frumosule, da. Mai deschide ochii, că s-ar putea să zică lumea că avem câine de pluș în platou. Tată, Diego, bebe, ce faci tu? La tată. Întrebare, de ce puncte ai avut loc antrenamentul de dimineață sau... Nu știu dacă astăzi a avut, dar cu siguranță n-o să-l sară. Adică are grijă stăpânul lui să nu se puturoșească. Eram curioasă ce efect are antrenamentul asupra lui dimineața. Nu, e un câine inepuizabil. Nu l-am văzut niciodată, eu cel puțin, poate stăpânul, nu l-am văzut obosit, nu se plictisește. Nu se plictisește în primul rând pentru că își dorește foarte mult să-și mulțumească stăpânul și eu cred că asta este o trăsătură generală a acestei rase, pentru că vi l-am prezentat data trecută și pe Zeus, care era la fel, femela la fel. Argentinianul este un câine cu minte, în mod real. Este un câine cu minte și este un câine care poate să stea chiar și cu copii. Asta vreau și cu bătrâni. Nu ar face rău. Cu alte animale există posibilitatea, la alte animale există posibilitatea să răspundă agresiv, dar ține foarte mult de cum îl crești. Dacă îl crești, ok. Și el este, cred că pentru asta a fost și pentru apreciat de arbitri, pentru că este foarte relaxat. Și un câine relaxat este clar că este un câine socializat, un câine plimbat, un câine alergat, un câine de care... E important să nu fim stăpâni cu jumătate de normă. Mai ales când avem genul ăsta de rase. Mă uit că și în prezența ta, în continuare, e foarte confortabil și chiar dacă se află într-un platou de filmare cu multe lumini, cu camere, este relaxat. Platou care alunecă... Este relaxat și îmi place foarte mult că are capacitatea de a trece de la o stare la alta foarte ușor, adică acum poate să fie cel mai calm câine și în secunda 2 poate să ia atitudine și să își păzească stăpânul, ceea ce pentru mine înseamnă o imensă calitate. Bebe, gata, da. Noi vă mulțumim tare mult că astăzi ne-ați trecut pragul. Noi vă mulțumim. Sunteți foarte, foarte frumoși. Așteptăm să reveniți după competițiile din Bulgaria. Poate venim și cu imagini dacă avem voie să le difuzăm. Dacă avem voie. Vedem cum se descurcă Diego în acest context. Mulțumim tare, tare mult. Hai să așteptăm cu drag să revii de fiecare dată. Dragilor, noi aici încheiem emisiunea.